Domnilor și domnilor, o nouă lecție de privit. Poate un pic mai specială. De ce? Pentru că nu întotdeauna avem privilegiu ca, alături de imaginile dintr-o expoziție, dintr-un muzeu, să avem și imaginea artistului lucrând de adevăratele. Vedeți, noastră, există această imagine convențională cu artistul stând la șevalet și lucrând. Ea are ceva din convenționalul respectiv, însă în cazul Aureliei Păunescu, ea nu se justifică decât prin ceea ce, iată, expoziția organizată la Palatul Parlamentului ne oferă cu generozitate. Ce dorim noi, de fapt? Să vă arătăm, să învățăm, să privim. Iată, astăzi vă propun un concept. Conceptul de școală. Aurelia Păunescu a fost eleva lui Sterianii. Ca ea, a fost și alți pictori. Șar, Eugen Popa, Pacea, Gina Hagin, Bițan, Virgil Alășan, Ion Sălășteanu, Spiridon și Paul Gherasim. O pleiadă de artiști care au fost colegi cu Aurelia Păunescu. Și care fiecare s-a dezvoltat într-un anume sens. S-au rupt unii dintre ei de școala Sterianii, impresionismului, a unei anume fel de a vedea lucrurile. Și, pe de altă parte, rupându-se de această școală, au oscilat pe diverse lucruri. Avem privilegiu și ăsta este și motivul pentru care filmăm aici. Ca prin Aurelia Păunescu să găsim un personaj extrem de ciudat și poate greu de identificat în istoria picturii. Un om care a rămas ca într-un clopot de sticlă în lumea pe care și-a construit-o cu ajutorul profesorului, cu ajutorul talentului, cu ajutorul modului de a vedea lucrurile și pe care întâmplările vieții au făcut-o să și le conserve ca atare. Explicațiile pot fi multiple, de la educația riguros nemțească pe care a primit-o din copilărie până la ceea ce spuneam că reprezintă întâmplările vieții care într-un anume sens au rupt-o de ciclonul ismelor, curentelor bucureștenilor. Izolată într-o localitate sau alta, fie în zona Mangaliei, fie pe la Pitești, ea face ceea ce știe să facă și ceea ce îi și place. Ea știe să vadă. Este un peisagist care își ia cevalentul portabil, ca și acesta pe care îl vedeți, și se duce să surprindă un colț de natură. Uneori, în ierni, pe vreme mai puțin favorabilă, își pune acel șevalet în mașină, lângă șofer, și vede acea realitate și ne-o redă cu un lirism care este propriu, cu o anumită generozitate a culorii, care este iarăși proprie, cu ceea ce înseamnă, de fapt, modul de a oglindi o realitate sau alta.
Un vas cu flori. Cum, ce simplu, ar spune oricine. Nu, nu e chiar așa de simplu. Pentru că, vedeți, noastră, florile pictate de Aurelia Păunescu au o prospețime pe care pensula, penelul, le insuflă. Nu întâmplător, iată, am pus aici pe masă niște flori uscate. Ele sunt un model. În pictura realizată după un asemenea model, veți vedea că ele parcă se trezesc dintr-o îndelungă toamnă și, paradoxal, înfloresc din nou. Că e vorba de gălbenele, de petunii sau de altele asemenea, de trandafiri sau nu știu ce. Nu are nicio importanță. Important este acel dat pe care artistul îl insuflă operei sale, oglindind o realitate și transfigurând. De bine vă spun. Și ce legătură are asta cu școala Misteriadi? Are, are foarte mult. În aceeași școală, Aurelia Păunescu a fost și eleva șefului de atunci al școlii, Eustatiu Stoienescu. Există o mărturisire pe undeva în care spune, zice, vedeam niște pete care se adunau pe pânză și când ne depărtam, constatam o întreagă compoziție care trăia. Fie că e vorba de portrete, celebrele portrete ale lui Eustatiu Stoienescu, fie că e vorba de peisaje sau compoziții. Vedeți? Așa ceva se învață cu greu în școală. Și faptul că se păstrează, uneori, unii numesc acesta manierism. E, nu e cazul aici. Manierismul este atunci când un artist se repetă pe sine. Ori, în expoziția pe care o vedeți, doamnelor și domnilor, prin aceste imagini, vom constata că, deși sunt aparent foarte apropiate, stilistic, expresiv, fiecare dintre cadrele aflate acum pe sineză ne oferă o altă stare, o altă trăire. Este ceea ce artistul poate cu greu ar spune în cuvinte. Da, nici nu nevoie. Este poate doar impresia mea. De ce nu? Și a dumneavoastră. Dar această impresie este cel mai important lucru în încercările noastre de a privi. Așadar, dincolo de școli, de curente, de stiluri, de ismele secolului 20, există nevoie. Și eu spun asta întotdeauna în lecțiile noastre de privit. Există nevoia să ne facem propriile noastre impresii, să avem propriile noastre modalități de a ne reflecta în ceea ce reprezintă, indiscutabil, o oglindă a realității, lucrarea de artă, care, iată, acum se naște sub penelul unui pictor. Avem și acest privilegiu de a vedea un pictor lucrând de adevăratele și nu făcându-se că lucrează pentru televiziune, și cu el și cu imaginile din expoziție, iată, se fac două lucruri de care putem să ne bucurăm. Să ne bucurăm așadar de artă, să ne bucurăm de frumos și să încercăm de fiecare dată să avem o impresie a noastră. Nu desprinsă din cataloage, din aprecierile criticilor, sau, dacă vreți, verificată cu aceștia, ci una care să ne fie
pe sufletul nostru. De fapt, așa se și spune. Cum îți place cu tare lucru? E pe sufletul meu. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. La revedere pe săptămâna viitoare.